Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. S-a așteptat să fie primit cu brațele deschise, dar s-a întors înapoi cu coada între vine. Cu toate că a încercat să-și bage în sală cât mai mulți simpatizanți, Igor Dodon a avut parte la Padova, în Italia, de o primire ostilă din partea comunității de moldoveni de acolo. Pres de circa o oră, Dodon a fost bombardat cu întrebări comode și acuzații, inclusiv de trădare, dar și de corupție. Nu sunteți președintele meu și nu veți fi niciodată al tuturor cetățenilor din diasporă care au votat contra dumneavoastră este rușine că Republica Moldova are un astfel de președinte, a declarat un cetățean care a participat marți la întâlnirea lui Dodon cu diaspora din Italia. De asemenea, Dodon a fost acuzat de trădare în favoarea intereselor Rusiei și a fost întâmpinat în sală de oameni cu pancarte pe care se puteau citi mesaje precum Dodon, tu nu ești președintele meu, noi știm cine suntem, nu veni cu istoria ta, diaspora nu se vinde. De la eveniment nu au lipsit și momentele tensionate atunci când Igor Dodon a cerut intervenția carabinierilor italieni pentru calmarea spiritelor după mai multe reprize de huiduieli. Igor Dodon și purtătorul său de de cuvânt, Ion Ceban, au calificat nemulțumirile oamenilor drept provocări. Acum să ne aducem aminte de alegerile prezidențiale din 13 noiembrie 2016. În Padova nu au ajuns buletine pentru toți moldovenii dornici să voteze. Aici peste 2600 de moldoveni din 2990 au votat pentru contracandidatul lui Dodon, iar 310 pentru socialist. Cum poți să vii în Italia, în orașul în care s-a dus cea mai mare lipsă de buletine de vot, să te uiți în ochii oamenilor și să le spui că ești președintele tuturor și dorești consolidarea așa zise, statalitatea Republicii Moldova. Și mai grav e că în apărarea șefului statului au intervenit mai mulți preoți veniți la întâlnire care își permiteau să intimideze participanții la eveniment care îl criticau pe Dodon. În condițiile în care oamenii au cea mai mare încredere în biserică, folosirea acesteia de către politicieni este un mod perfid de a cere voturi de la alegători. Cine este gata să-i taxeze pe aceași preoți? Trebuie să înțelegem că atâta timp cât nu se iau măsuri cu acești preoți care se implică în propagandă, minciună, care susțin un politician și îl denigrează pe altul, care împart credincioșii pe criterii sau simpatii politice, societatea noastră va degrada și mai mult, fiind fără principii și valori morale. Cei care lucrează în Italia nu au venit de zile bune acolo s-au dus pentru a avea un viitor decent și pentru a supraviețui. Mulți dintre cei stabiliți în Italia au plecat din Republica Moldova din cauza corupției și fără de legii, din cauza instabilității politice și economice, din cauza unor așa fel de politicieni care ne compromit țara și ne trădează în neamul nostru. Așadar, nu ne miră deloc atitudinea diasporei față de Igor Dodon, care pe deasupra s-a arătat și arogant și lipsit de diplomație în discuția cu cetățenii din diasporă, care, prin remitențele lor, Contribuie substanțial la dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Furia oamenilor e și mai justificată în momentul în care știm cu toții că aceste alegeri au fost fraudate. Cu toții ne aducem aminte de pliantele denigratoare lansate de socialiști în campania electorală, de transportarea organizată a alegătorilor din Transnistria, de afilierea politică a Comisiei Electorale Centrale sau de insuficiența buletinilor de vot în mai multe orașe din Europa. Și acum ne întrebăm, mai doresc acești oameni să se întoarcă acasă în condițiile în care avem în fruntea țării un președinte care denigrează cauza națională și compromite viitorul acestei țări? Și, încă o dată, ajungem la concluzia că doar unirea este soluția pentru situația actuală a Republicii Moldova. Nu așa zisă statalitate, nu schimbare sistemului electoral, nu milioanele venite de la Uniunea Europeană, ci unirea. Pentru că așa e firesc. Am fost dezbinați, dar e timpul să ne consolidăm ca popor, ca națiune și să devenim un tot întreg. Și astfel și cetățenii plecați peste hotare s-ar întoarce acasă, și hoții vor intra în pușcărie și nivelul de trai al cetățenilor va fi unul decent pentru că am văzut ce înseamnă statalitate timp de 25 de ani. Armată străină în Transnistria, furt al miliardului, corupție și dezordine. E timpul să spunem lucrurilor pe nume și să luptăm pentru idealurile noastre. Pentru că unirea e singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permită a da țării organizarea ce o așteaptă de atât de mult timp. Vorba lui Alexandru Ioan Cuza, întregitorul Principatelor Române. Doamnelor și domnilor, sunt Corina Bezer și numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră, adică după buletinul de știri actual, să luăm împreună Pulsul Zilei. Până atunci, nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook Pulsul Zilei. Toate bune și o seară frumoasă să aveți!